tu mesaje, rătăci doar prin lume. Sunt un călător spre patria de sus. Mi-am pus arfa mea în slujba unui nume, nume înalțat și minunat Iisus. Lauda mea e pentru împăratul, nimenui ca el așa frumos. Sfânt și bun n-a fost și nu e altul, ca al meu e drag Iisus Hristos. Să fie Domnul. Amin. Mă bucur să văd o biserică așa de plină în anul 2012, cu oameni care doresc să se întâlnească cu Iisus și spun din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulți dintre dumneavoastră poate nu știți cum a fost compusă cântarea asta, dar la îndemnul fratelui păstor am văzut că vorbește despre laudă. În Psalmul 45 spune psalmistul cuvinte pline de farme când clopotesc în inimă și spun fără încetare, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Și îmi doresc acest împărat în seara asta să coboare mijlocul laudelor sale. Aseară m-am despărțit pe la ora 1 de fratele Puiu Chibici. Probabil mulți îl cunoașteți. El a compus această cântare care a dat-o Domnul. De fapt, el a scris-o. Compozitorul este Dumnezeu. Și spunea, mă visam dimineața, era dimineața, că mergeam spre o navă și se cânta o cântare către nava aceea, o cântare, nu rețin ce cântare se cânta pe drumul acela, și lumea mergea în grabă spre acea navă. Când am ajuns mai aproape, se auzea cântul un cor îngeresc acolo și m-am tot apropiat să văd ce se întâmplă, și când am ajuns, că deja vedeam cu privirea, erau mii de oameni care îmi făceau cu mâna și se spunea, vino cu noi aici. Și când am intrat acolo, se cânta această cântare, lauda mea e pentru împăratul.
Nimeni nu e ca El așa frumos, sfânt și bun n-a fost și nu-i altul ca al meu mire drag Iisus Hristos. Probabil și dumneavoastră ca mine, în momentele grele, în momentele de încercare, în momentele când v-ați simțit singur și n-ați avut pe nimeni aproape, singurul care a fost cu noi a fost Domnul nostru Iisus Hristos, prietenul adevărat. Și atunci, haideți să spunem tuturor, să știe oricine de iubirea Lui și al Său belșug de har. Orice muritor ce sincer la El vine, are viața în veci și mântuirea în dar. Eu mă rog ca seara asta să fie seara mântuirii noastre, seara mântuirii tale, să plecăm cu Domnul acasă. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Haideți ultima strofă împreună. Spune-ți tuturor să știe oricine de iubirea Lui și al Său belșug de har. Orice muritor ce sincer la El vine, are viața-n veci și mântuirea-n dar. Și surori, suntem deosebit de bucuroși, onorați în același timp să fim din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul unei noi ediții a emisiunii Unde ești, omule? O emisiune producție Biserica Pentecostală Română Philadelphia, Melbourne, Australia. În această seară am un invitat de departe în ceea ce vește kilometri, dar foarte aproape sufletului meu, pentru că am slujit foarte mult în România, ne-am cunoscut în aceeași biserică în care am slujit, ne-am format, am crescut și apoi, bineînțeles, în România, în Europa, am slujit foarte, foarte mult la servicii de evangelizare. Pentru o bucată de vreme, nu foarte lungă, pentru aproape 2 săptămâni, este în Australia, a venit să slujească atât la Philadelphia, cât și în Biserica Pentecostală Română din Perth, urmând apoi să se întoarcă în România. Îi spun bun venit și la Melbourne, bun venit în Australia, bun venit la Philadelphia Melbourne, în studioul Philadelphia, fratelui Manu Negrea. Manu, fii binecuvântat și sunt deosebit de bucuros, o spun din toată inima, pentru faptul că putem să fim împreună aici în Australia, unde și eu și familia mea suntem mai bine de 7 ani de zile. Bine ai venit! Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fim împreună după masa aceasta. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Și e un har din partea lui Dumnezeu ca să fiu în Australia. Dau slavă Domnului pentru asta și mă bucur că suntem aici. Eu sunt foarte bucuros că n-am știut că vrei să vii. Ai venit împreună cu... Acum, tu ai venit separat, adevărat, dar slujirea ta va fi împreună cu fratele Cristi Boariu. Familia Boariu și ea este aici prezentă în Australia. Urmează să aveți mai multe servicii divine la Melbourne și apoi, bineînțeles, în Perth. Când am știut că urmează să vii, eu personal am fost foarte bucuros, am făcut tot posibilul să te avem aici împreună cu noi și mulți din biserică așteaptă să se închine împreună cu tine, să te asculte cântând pentru slava Domnului. Manu, tu ești un cunoscut și apreciat cântăreț de muzică religioasă, de muzică creștină. Eu personal te știu, a spune, destul de bine. Așa cum spuneam, am fost în aceeași biserică, Biserica Gloria Bujac, acum tu de o bucată de vreme bună slujești în Biserica Bethlehem, da. Dar am mers și mult la evangelizare, am avut părtășie frumoasă împreună, dar probabil că cei care ne urmăresc în emisiunea aceasta îl știu pe Manu Negrea cântărețul, dar nu știu pe Manu Negrea prezentându-se. Doar în câteva cuvinte. Spune-ne ceva despre familia ta, despre slujirea pe care o faci în Bethlehem, pregătirea pe care tu ai. Cine este Manu Negrea? Deci, ca să mă prezint un pic, sunt oameni probabil care mă cunosc și probabil mulți care nu mă cunosc. Mă numesc Manu Negrea, am 38 de ani, fac parte din Biserica Bethlehem Arad, slujesc în Biserica Bethlehem Arad, fac parte și din conducerea Bisericii Bethlehem, căsătorit,
am o familie frumoasă, pe soția mea o cheamă Andreea, cu care avem împreună 5 copilași, o fată și 4 băieți. Elisa are 10 ani, după aia urmează Levi, 9 ani, Filip, 7 ani, Liam, 4 ani și cel mai mic, Avi, care are 2 ani de zile. Și dăm slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru, ne simțim o familie binecuvântată. Mă bucur tare mult să fim aici împreună la Biserica Philadelphia pentru perioada aceasta cât a rânduit Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Am văzut, am urmărit așa din postările voastre, fie pe anumite, eu știu, pagini pe care voi le folosiți, am văzut că și familia ta este implicată în slujire. Am mai urmărit Biserica Bethlehem. Dacă nu greșesc, Andreea cântă în corul bisericii sau... Andreea cântă în corul bisericii, mai avem și un grup cu care slujim, da. 4 familii mai tinere, slujește și acolo împreună cu mine, am mai slujit cu copiii, am și cu copiii, am văzut, da. Am văzut lucrul ăsta și am apreciat foarte mult, pentru că tu ai crescut într-o familie de slujitori, o familie implicată în lucrare și cred că se molipsește, se transmite așa din generație în generație, se transmite lucrul acesta. Știu că ai terminat, ai făcut în Cluj conservatorul, mi-ai fost student la teologie în Arad și ai mai făcut încă... Administrație publică. Deci ai mai multe licențe, mai multe pregătire. Ai fost și în linia aceasta, pe linia aceasta preocupat al pregătirii profesionale, dar și slujitor. Da, dar până la urmă am rămas axat pe muzică. Pe muzică. Sunt și dirijor la noi. La biserică slujim și în direcția asta. Acolo mai slujesc cu cineva, cu sembala. Tot bujecan de-al nostru. Exact, bujecan de-al nostru, da. Sunt bucuros că sunt aici pentru că unul din oamenii care m-a ajutat în slujire atunci la început ai fost tu, frate Gabi. Domnul să te binecuvinteze. Amin, mulțumesc. Eram începător atunci și pot să spun că puțini au fost frații care m-au chemat la evanghelizări, dar unul din ei care m-a chemat mult și în județ și Reșița și în alte părți și Petroșani și mai pe aproape, mai departe, apoi ai început să slujești mult în Italia, m-ai chemat în Italia de mai multe ori. În Austria a fost împreună, în Austria, dacă te aduci aminte, da. Da. Și mă bucur acum să putem să slujim și aici. Slăviți să fie Domnul. La Melbourne, Australia. Da. Și cu siguranță va fi o slujire binecuvântată, pentru că Domnul binecuvântează pe cei care stau aproape și vor să slujească cu adevărat. Spune-mi ceva de Bethlehem. Știu că e un proiect nou pentru Arad. Biserica este într-un cartier în care... Până ce ați început voi lucrarea, nu era nicio biserică penticostală. Nu știu dacă biserică, cred că biserică baptistă era, dar biserică penticostală. Ce îmi poți spune așa în câteva cuvinte despre Bethlehem? Deci, eram, acum știți că făceam parte din Biserica Gloria. Da. Eu stau la Șofronea, la 15 km aproximativ de Arad și treceam prin cartierele astea două, cartierul Poltura și cartierul Gai când mergeam acasă. Și mergând de zeci de ori, de sute de ori, până la urmă s-a născut cumva dorința asta ca să fie o biserică în cartierul Gai. Am început să ne rugăm pentru proiectul ăsta, am fost puțin la început, împreună cu Vali Bala. Da. Cu el am mai vorbit cu Codrin Miuța, am discutat și noi atunci, da, în perioada asta, aceea, da, despre proiect. Apoi am fost, cred că vreo 7 persoane care ne-am rugat, sau poate chiar 9, vreun an de zile. Ne-am rugat în fiecare zi special pentru chestia asta și am și ținut post. În fiecare zi era cineva în post. Dumnezeu ne-a vorbit, cred că de 3 ori, ca să pornim lucrarea. Tot stăteam, încă nu erau conexiile făcute, chiar cum ne doream noi. Vali mai îmi spunea, bă, Manu, ce facem? Ne-a vorbit Domnul, pornim lucrarea, cum suntem? Hai, păi, îi spuneam, Vali, stai să vedem cum e, să nu o luăm înaintea Domnului, să fie etapele cum trebuie. Am avut mai multe întâlniri la comunitate, da, cu frații slujitori. Până la urmă s-au concretizat lucrurile. Fratele Duțu Mărgean a venit ca păstor supraveghetor. Atunci Onisim era numai prezbiter. Și până la urmă au început să se miște lucrurile. Am început miercurea cu rugăciune și după câteva luni, în urmă cu 6 ani, în octombrie, am avut deschiderea bisericii. După 3 luni de zile am și primit autorizație. Uh-huh.
Deci cam așa am început puțin, chiar la început am fost 4 familii, familia, deci eram foarte puțin. Eu, Andreea, aveam 2 copii atunci, Codrin cu soția avea și el 2 copii, Onisim cred că avea numai un copil atunci, dar numai pe Iared, era cu Rodi, și mai fost Vali cu Larisa, care aveau și ei 2 copii. Și asta 4 familii, ați pornit proiectul Betleem. Da, dar în scurt timp, după aia, deja când am cerut autorizația, am fost deja 23 de persoane. Acum, cât e Betleemul? Acum suntem probabil în jur de vreo 300 de persoane. 300 cam de așa, persoane. Suntem aproape de 300 membri majori, vreo 40 de aparținători. Cu aparținători poate depășim vreo 300 și vreo 70-80 de copii. Deci am crescut foarte mult, Dumnezeu ne-a ajutat, am făcut o clădire nouă. Avem o clădire nouă, destul de mare, 500 de locuri, cu 4 sări de școală duminicală. În spate, acolo unde sunt sălile de școală duminicală, avem în proiect să deschidem și o grădiniță. Da. Deci lucrurile s-au mișcat cu ajutorul Domnului foarte bine, poate mai bine decât mă așteptam eu. Eu când am început proiectul, mă gândeam în 10 ani să fim undeva la 200. M-am gândit că dacă tot creștem în 20-30 de ani să ajungem o biserică mai mare. Dar acum și la programe și duminică dimineața deja au fost plin și aproape la fiecare program de duminică e plin. Miercuri avem rugăciune peste săptămână și dăm slavă Domnului că vedem mâna Domnului. Într-adevăr am terminat construcția, o construcție mare, mai avem și ceva datorii. În jur de 90.000 de euro, de euro 100.000 de dolari australieni, cam acolo îi, dar cu ajutorul Domnului vrem în perioada care urmează cât de repede să achităm și datorii. Eu sunt ați avut datorii, din cât eu știu, mi-aduc aminte la deschidere, am urmărit un pic din programul pe care voi l-ați avut, din slujirea aceea de inaugurare. Da. Datoria era mult mai mare, înseamnă că totuși Domnul vă poartă de grijă și ați reușit să acoperiți datorii și în continuare după aceea să puteți să faceți și alte proiecte pe care le aveți, inclusiv proiectul acesta îndrăznesc și frumos în ceea ce privește o grădiniță. Pană dragă, e slujitor și în mod deosebit în slujitor prin cântare, așa cum spuneam, unul din cei mai cunoscuți și apreciați. Slujirea într-o biserică, cum sunt bisericile noastre evanghelice, accentul cade pe latura de predică, mesajul, care este foarte important. Dar în același timp și cântarea este un mesaj. Da. Cât de importantă este slujirea prin cântare? Eu vorbesc acum cu un cântăreț. Da. Cât de importantă? Cum vezi tu? Eu aș așeza-o într-un loc foarte principal, pentru că parcă nu merge cântarea fără predică, așa cum nu merge predica fără cântare. Ce zice Manu Negre din punctul ăsta de vedere? Deci cântarea are un rol esențial. Închinarea are un rol esențial în timpul pe care îl avem noi. Pentru că biserica se deschide prin cântare și Biblia ne îndeamnă în repetate rânduri să binecuvântăm numele Domnului, să aducem Domnului o închinare plăcută, să lăudăm pe Domnul. Amin. Psalmul 34 vorbește psalmistul și spune: voi binecuvânta numele Domnului în orice vreme. Deci pe Domnul trebuie să-L auzi în orice vreme, și la necaz, și la bine. Noi am vrea să fie numai bine, dar de multe ori viața ne oferă lucruri care ne face să ajungem în vale, să ajungem în necaz, să ajungem în încercare, să fie probabil cineva din familie la spital, un copil sau cineva drag, dar totuși Dumnezeu ne îndeamnă să binecuvântăm numele Lui. Continuă psalmistul și spune la un moment dat, tot în Psalmul 34, parcă ne îndeamnă mai mult. Haide să lăudăm cu toții numele Domnului. Mai mult psalm, Psalmul 92, frumos este să lăudăm pe Domnul. Amin. Să preamărim numele Lui cel Sfânt și prea înalt. Psalmul 100 ne îndeamnă tot în direcția asta. Strigați de bucurie toți locuitorii pământului, slujiți Domnului cu bucurie, cu inimă, dorință, dedicare. Le spuneam, lucrarea, eu am început să fiu cântăreț, tata a fost cântăreț, slujitor prin cântare și știu că odată cumva el a intrat la noi ca și consilier județean în Arad și aveam ședințe, m-a trimis o dată în locul lui la Chisindia.
Și acolo la Chisindia era un păstor care îi și la Zădăreni, fratele Furdui. Era atunci. Gigi Furdui era, da. Gigi Furdui. M-am dus atunci, mai cântam câte o cântare la Bojac, așa, mai rar, încă nu eram cunoscut și dau câte o cântare și atunci au zis, mă, du-te în locul meu. Zic, nu, hai că mă duc, am învățat 10 cântări. La orgă nu stăpâneam așa de bine nici instrumentul, am cântat o cântare, 4, încă o cântare la colectă și încă 4. La final am spus, nu mai mă puneți că... Nici nu mai am altele. Da. Astea-s toate. Cântările pentru seara asta s-au repuizat. Și așa au fost, dar fratele păstor Gigi Furdui a zis, vrem să vii și la noi la Zădăreni. Era la biserica principală... Da, Lumina Lumii, o biserică mare și frumoasă. Lumina Lumii, da. Și am zis, frate, eu am venit de data asta să-l ajut pe tata, eu mai slujesc câte o cântare la noi, eu zic, eu nu-ți cântăresc, nu... Nu, să vii. Și eu am rămas că nu mă duc. M-a sunat înainte cu vreo 2 săptămâni. Nu, cum a rămas? Merge tata, mă, zice, pătai că te-l știm, vrem să vii tu. Zic, frate, dar zic, să vă spun, nu mă descurc, nu contează, vină. Bun, m-am dus și acum știu că am vrut să trec dintr-o cântare în alta, cum era la tati, tati era experimentat. Da. Și nu m-a reușit. Am intrat în cântarea alaltă cu cuvintele de la altă cântare, după am intrat cu mare refren și am scos-o cumva la capăt. Și după aia am mai început să slujesc la noi la biserică. Acolo deja eram împreună. Bușa, da. Oamenii au aflat. După aia am început, de fapt, înainte ca să mă duc singur, m-am dus o perioadă bună cu tata. Da, aici a avut el un rol important. Am vrut să te întreb, pentru că am știut, iartă-mă că te-am întrerupt acum, am știut că tatăl tău, și eu am spus peste tot, Așchia nu sare departe de Copac, da? Tatăl tău a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de muzică religioasă, muzică creștină religioasă, bineînțeles, din România, în generația lui. În același timp, lângă el s-au format slujitori. Și normal că și tu ai simțit parcă îndemnul și chemarea, în chemarea aceasta. De aceea chiar am vrut să te întreb de tatăl tău și mă bucur că ai dus tu discuția despre tatăl tău. Da, deci perioada aia nu a fost ca perioada de acum. Îmi și plăcea ce făcea el, dar și nu-mi plăcea, nu era acasă. A. Și atunci eu n-am crezut că o să fiu cântăreț. Că nu era telefonii să suni. Pleca 2-3 zile, pleca în Moldova, pleca la Bistrița, pleca la Baia Mare, nu știai de el. Până se întoarce acasă. Nu era telefonii fixe, că după un telefon fix mai te suna, am ajuns. Dar iară nu mai știai 2-3 zile nimic. Și până la urmă, el o să hai cu mine, el în slujire, m-a luat cu el, lângă un pom mare, e foarte greu să te dezvolți. Cât timp mergeam cu el, eram foarte slab pe lângă el, muzical. Eu știam așa să cânt încet, oamenii l-așteptau pe el. Da. Și atunci eu mă puneau o cântare două singur, mai cântam lângă el, dar el era baza. Și până la urmă au început oamenii să mă cheme. În scurt timp, cred că numai vreo jumătate de an am cântat împreună. Mai mult. Dar după aia mai așa, ne-am mai întâlnit la evanghelizări sau dacă chiar ne-au chemat undeva. Și după aia au început să mă cheme pe mine. Acolo aia m-a format. Când a început să mă cheme pe mine, deja a căzut tot greu pe mine. Da. M-a chemat la o evanghelizare, trebuia să duc partea de închinare, o oră. Și atunci, mai am văzut la el, mai trebuie să spui un pic un psalm, înainte de o cântare, ceva, să legi un pic lucrurile, nu cânti o oră ca și dai apeși pe casetofon, dai drumul și atunci... Tu cântă în continuu. Exact, da. Nu te oprești. Acolo m-a fost foarte greu. A fost, de foarte multe ori am vrut să renunț. Și am zis, nu mai mă duc, nu fac față. Vedeam la el, el dădea un randament mult mai bun ca și mine, n-aveam așa priză la public ca și el. Acum, Daniel Negre, așa cum, la vârsta lui, are un cuvânt de spus în muzică. Și când mai mă duc undeva și ne întâlnim împreună, e apreciat și acum. Și atunci vreau să renunț și mă suna pentru evanghelizare și eram liber. Și spuneam, nu pot să mă duc. Mă zice, dar peste o săptămână, nu pot, dar peste 3 săptămâni. Până la urmă ziceam, Doamne, dar ziceam, pot. Și tot îmi făceam analize și, m-am rugat foarte mult. Am zis, Doamne, dacă mă trimiți, te rog să-mi dai și putere. Amin. Că dacă nu mă duc numai așa, nu mă pot plimba prin țară. Dacă nu văd randament, nu văd că e însoțită lucrarea, e foarte greu.
Și până la urmă am început așa cu pași mărunți, nici nu am fost foarte talentat muzical la început. Chiar dacă am fost la liceu de artă, da. După aia am intrat la conservator, dar n-am avut așa un talent, să am ceva special. Eram în clasă, aveam colegi care aveau auz absolut. Apăsai pe o notă la pian și spunea ce notă îi, chiar dacă era cu spatele. Și uite așa cu pași mărunți, am văzut că până la urmă lucrurile s-au concretizat. Dar înainte de asta, înainte să încep lucrarea asta, am avut ca o vedenie din partea Domnului sau așa ca o descoperire foarte interesantă, da, care n-am înțeles-o. Eram încă un tânăr atunci, să zic câți ani să fie avut, 18-20 de ani, nu știu, probabil, și descoperirea asta s-a împlinit puțin mai târziu. Eram acasă, mă pregăteam de biserică și m-am pus așa să stau un pic pe un fel de colțar, așa ca o canapea, da? Și atunci m-am văzut ca într-un război. Am început să mă duc într-un război, frontul era puțin mai departe și eu începeam să mă duc, știam că mă duc la război. Și totuși când m-am uitat la mine, nu aveam armament. N-am avut nici scut, n-am avut nici muniție, nici... Nimic. Da, nimic. Și am zis, cum pot să mă duc pe front, așa? Nu ai tu nimic cu care să te lupți, n-ai pușcă, n-ai muniție, n-ai... Și cum eram atunci așa și mergeam, am auzit o voce. Nu ai armament, nu ai scut, armamentul și scutul e postul și rugăciunea. Ia 7 zile de post și rugăciune ca să poți să intri în războiul ăsta. Uh-huh. Am luat atunci, am rămas așa foarte, foarte mișcat, m-am dus până sus, că eram jos la parter, și acolo sus iar am auzit vocea asta, să nu uiți 7 zile post și rugăciune. Și am început de luni, asta a fost duminică, luni, marți, miercuri, și i-am povestit la familie un pic, i-am spus că săptămâna asta vreau să mă apropii de Domnul, o să fie un post. M-a spus maică-mea, nu, ia cum e cu inimă de mamă, păi zice, eșalonează zilele astea de post. Deși ea e o femeie care a fost în umbră, dar s-a rugat foarte mult. Yeah. Deci foarte mult s-a rugat pentru noi. Știu că eram, avem activitate de la Șofronea, era cald afară și era într-o perioadă, cred că, de 21 de zile de post. Pentru noi, ca familie, pentru mine, pentru sora mea, știi, și am apreciat foarte mult chestia asta la ea și m-a spus că să le eșalonez cumva, ca să nu fie greu. Am zis, ok, să roagă și ea, mă susține. Am primit atunci, și acum știu, era 10:42 noaptea sau 10:45, era aproape de 11, un mesaj de la o persoană cu care nu știu dacă am mai vorbit de două ori la telefon în viața mea. Înainte de mesajul ăsta? Da, sau poate numai o dată. Am niște probleme foarte mari, Manu zice, poți să ții mâine o zi de post pentru mine? M-am uitat la mesaj, nu venea să cred, nu se poate așa ceva. Eu nu eram slujitor la Gloria, nu eram, eram un copil, 18-20 de ani. Da. Persoana era mai mare ca mine. Cum de s-a gândit persoana asta exact la mine să țin post? De atunci mai m-am văzut, poate să zic, odată așa, am vorbit, discutat cu persoana asta vreo 10 minute, numai în țară, acum n-am vorbit de poate 10 ani cu persoana asta și ăla a fost un semn că trebuie să țin zilele alea. Da. Direct i-am scris, da, țin, Domnul să lucreze la cauza ta. Amin. Și am continuat postul, am început să fiu dirijor la Bujac. Da. Nu, cred că asta e lucrarea. Dar de fapt nu era aia. Eu și acum ajut la noi, dirijor, dar mi-e destul de greu. Pentru că seară de seară în slujire și corul trebuie să faci cu tenori, un timbru mai vocal care eu-s bariton, e un pic mai greu. Și la cor, la noi, erau dirijorii care mai în vârstă, alu Ardeu, fratele, da, Tuțu, fratele Lelu. Nu puteam eu să mă ridic la nivelul lor. M-a fost foarte greu. Ei erau dirijori de 20, de 30 de ani, de mult. Bun, nu vinea să cred așa. Totuși am dirijat o perioadă, no, la un nivel mai scăzut. Și după aia am intrat în corul bărbătesc,
am crezut că acolo e slujirea la corul bărbătesc. Știu că au mai fost unele discuții, trebuia să facem un CD-ul, eu am fost plecat în America atunci în vizită, n-am fost la cântări la început, ori mai fost câțiva ca mine care ori lipsit și ei deja au început și atunci au zis cu care facem înregistrările, cu tăți care au fost de la început sau numai cu cei care au participat regulat la sau cu care au venit alea. Eu m-am simțit un pic în plus, n-am zis la nimeni nimic, m-am retras. Atunci, ca să facă înregistrările, nu a fost nicio problemă. Parcă nu se concretizau lucrurile, dar Dumnezeu totdeauna are timpul Lui. Amin. Știi? Eu vroiam, mă gândeam că acolo și după aia am început să slujesc prin cântare. După ce n-am mai cântat cu tati, atunci am început să mă formez ca slujitor. La început, știți că am umblat foarte mult acolo în județ, la biserici mici. Până să ajung să... La biserici, 1000, 2000, am fost sat după sat și comună după comună. Am mers împreună și la Elim. Adus aminte că am slujit împreună la biserica Elim, în cele mai mari biserici din Europa. Din Europa, da. Undeva la 2000, 5000 de membri. 4000 și ceva de membri am aici. Biserici mari. Dar până acolo au fost toate satele cum merge Horia, Șiria, Moderat, Galșa, Pâncota, Seleuș, Ineu. Toate am fost, m-am format. Pecica, în partea asta, la altă, spre Timișoara, în partea aia, la altă, Felnac, am mai ajutat și la Felnac un pic lucrarea. Periam și tot acolo, ce exact. Da. Și după aia am început să slujesc la un nivel tot mai mare, Dumnezeu m-a chemat, după aia am văzut și rezultate, că rezultatele nu sunt așa la moment. După aia au fost oameni care au venit la mine, am ascultat cântarea aia ta și m-am întors la Domnul. Și acum știu că e un frate care l-am cunoscut, am cântat o cântare la Bujac, nu știu dacă am cântat-o, cred că numai de două ori cântarea. Există un timp cât poți să te întorci, când poți ca scap de roșcove și porci. Și atunci era un frate de la Marcel, de la Chier, dacă nu greșesc, și era în biserică. Și zis, când ai cântat cântarea, a fost cântarea prin care m-am întors la Domnul. Cântarea întoarcerii lui. După aia a mai fost și în altă parte, frați care m-au spus că cântările care le cânt, chiar m-am întâlnit undeva la o biserică cu cineva, aveam atunci scoasă cântarea Nu vă îngrijorați de viața voastră, care o compusă fratele Puiu Chibici. Și l-am întrebat, el încă nu a apucat să o pună pe album, deja m-am împretenit cu el când eram copil și nu cântam. Mă gândeam, măi, oare pot vreodată să-l cunosc pe omul ăsta? Am copilărit cu cântările lui, cu cântările lui tati, cu cântările lui Nicu Wagner. Și mă gândeam, oare pot vreodată să-l cunosc? Și a venit la Griș, în urmă cu vreo 15 ani, nu cred că când, atunci am început să cânt, probabil, dar nu cred, foarte puțin, da. Și atunci știu cum am făcut o poză cu el. Eram în sală undeva și la final, bă, eram bucuros, mă, l-am... L-ai cunoscut pe Puiu Chibici. L-am întâlnit, l-am cunoscut pe Puiu Chibici. Eram așa, na. După care am început să slujesc, am vorbit cu el la telefon, dacă pot să-i cânt cântările, dacă pot să înregistrez, atunci avea compusă cântarea Nu vă îngrijorați. El nu avea pe albumul ceva, Manu, uite, pune tu primul, nu contează. Cântarea, zice, am primit-o de la Domnul, zice, nu-s cântările mele, pune cântarea fără niciun fel de problemă. Și am ajuns la o biserică undeva și au venit două familii la mine la final, aveau o fetiță care era bolnavă atunci când am scos eu cântarea și eu mai mers cu încă o familie la un control la ceva spital, la Timișoara sau la Cluj, dar cred că la Timișoara. Și avea ceva diagnostic destul de grav, fetița la inimă. Și familia alaltă a mers pentru alt control cu altcineva, nu știu cum a fost. Atunci, pe moment, analizele nu au fost bune și când au urcat în mașină, o dat drumul la cântare și cânta cântarea Nu vă îngrijorați de viața voastră. Căci de ajunge zile necazul ei. Și au fost foarte cercetat și marcați atunci de cântare și îi sună pe ăia din mașina aia altă. Bă, zice, chiar dacă analizele nu au și primit, când am intrat în mașină s-a pornit cântarea asta. Și au zis să ia, băi, nu se poate. Deci și noi când am urcat în mașină am pus tot cântarea asta. Tot cu Manu Negrea. Și au venit și au zis, pe perioada, după aia Dumnezeu a lucrat, s-a atins de fetița lor. Și o vindecat-o, era mare, zice, uite, asta fetița avea atunci vreo 6 ani. Deci asta e fetița care a fost bolnavă atunci, a avut un an și cu care am mers la doctor și așa, dar până la urmă Dumnezeu a dat vindecare, dar în perioada asta, zice, foarte mult ne-a încurajat.
cântările care le-ai cântat. În altă parte m-au zis de alte cântări și... Eu mă aduc aminte, tot de la Puiu Chibici ai avut cântarea Lauda mea e pentru împăratul. Și mă aduc aminte când ai cântat-o prima oară la Bujac, ai cântat-o, da. Și apoi, bineînțeles, în evanghelizările la care noi am mers, era una din cântările de impact. Pentru că da. E și o cântare dinamică. Apropo, mă gândeam la stilul de muzică. Există, putem spune, acum tu ești un cântăreț. Da. Există un stil anume de muzică care să prindă, eu știu, în anumite biserici stilul acela? Sau care e felul în care tu îți alegi cântarea? E un moment de călăuzire specială? Sau cum procedezi, Manu? Deci când am început și am avut un repertoriu mai sărac, nu știam multe cântări, atunci era cumva mai simplu. Știam, am pregătit cântările astea, aștia le cânt. Acum când deja știi sute de cântări, acum dacă nu intervine Domnul în lista de cântare, e foarte greu. Eu pot să cânt o oră, dar numai ca să treacă timpul. Am înțeles. Atunci, de fiecare dată când plec la evanghelizare, familia au văzut, ne rugăm la plecare cu toți copiii. Da. Chiar acum plecam joi la o evanghelizare și erau patru copii, unul era încă la pian în oraș. Am zis, haideți, vă rog, că trebuie să plecăm la rugăciune, haideți să ne rugăm. Și atunci al treilea copil, Filip, o zice, tati, s-o bucurat. Și zice, ne chem la rugăciune. Zice, tati, zice, tu ești un tată așa de bun. Că spuneam duminică la noi după aceea, dacă ai numai un copil, poți să-i lași o casă, o mașină ce ai, un teren. Ce ai acum, dacă când ai deja 5 copii, e tot mai greu ca să lași la fiecare o casă, să lași la fiecare o mașină, la fiecare un teren. Da. Și le spuneam, nu știm ce aduce ziua de mâine. S-ar putea ca să pot, s-ar putea să nu pot. Dar dacă știu că l-am lăsat pe Dumnezeu în viața copiilor ca mei, moștenire. Ca moștenire, sunt foarte fericit. No, și acum mă rog de fiecare dată, Doamne, dacă nu intervii Tu, dacă nu... deschiz ușa, dacă nu faci lista de cântare, totul e ca ceva închis, totul e ca ceva blocat. Nu merge nimic. Și atunci mă rog Domnului să văd, mă pliez și cu ce se citește la început. Dacă se citește un psalm, psalmul 50, cheamă-mă în ziua necazului. Păi zic eu, prilej bun să fac cântarea, eu n-am să te las ca să pierd când treci prin necazul cel greu. Amin. Și mă rog foarte mult ca Dumnezeu să... Măi, câteodată când mă duc cu cântări mai mișcate, câteodată când mă duc cu cântări mai liniștite, a fost odată chiar la noi la biserică, la același program, așa m-a dat Domnul, m-am dus cu cântări mai liniștite. Frații, groza, cântări mai așa mai de biserică, nu foarte dinamice. O venit cineva la mine, la final, și a zis, bă, dar ce ai păcat așa cântări lenchi în dimineața asta? Și, nu, și-a permis că era de generația mea. Bă, zic, astea le-am simțit din partea Domnului. Și, dar tot la același program, o venit, când eram pe hol, a venit o altă persoană la mine, că a zis, băi, zice, cântările care le les în dimineața asta au fost ca un balsam. Amin. Pentru sufletul nostru. Acum, fiecare cum și de starea cu care vine omul la biserică, dar încerca să le cântări să fie călăuzite. Cu mesaj, asta e foarte important, să aibă mesaj. Că, vezi că sunt și cântări noi, eu nu vreau nici să, eu știu, să minimalizez un anumit stil de cântare sau să mă duc și să spun, domnule, numai stilul ăsta de cântare. Dar există și cântări care n-au mesaj. Au doar, eu știu, este doar o cântare, dar cred că o cântare care vine din partea Domnului și cântată, așa cum spui tu, pregătită, cu închinare, cu post, cu rugăciune, e o cântare care... ai auzeam expresia aceea care spune, cântarea asta zice, face să joace caprele, nu să miște inima oilor, știi? Deci mai degrabă unii care ar veni să joace pe ea decât să fie sub un moment de cercetare. Cred că adevărata cântare de închinare, Manu, dacă greșesc, corectează-mă, adevărata cântare de închinare trebuie să ducă în prezența lui Dumnezeu. Da. Deci trebuie să te determine să ajungi în prezența lui Dumnezeu, că poate are un pic mai mult ritm în ea. Că poate este mai melodioasă, mai așezată, să zic așa. Important este să te ducă în prezența lui Dumnezeu. Exact asta vorbeam, că acum sunt foarte multe discuții legate de închinare și au apărut și multe așa chestii în biserici legate de închinare. Unii vor așa, unii vor așa, unii vor cu percuție, alții vor fără, unii vor cu chitări, unii vor clasic.
și mă întreabă oamenii cum să fie, că e voie cu instrumentul ăsta, e voie cu cahon, e voie cu percuție, e voie cu... În primul rând, omul care slujește trebuie să fie un om spiritual, care slujește la instrumentul respectiv, că e pian, că e chitară, că e vioară, că trebuie să fie un om născut din nou. Și atunci le spuneam, dai voie cu asta, și am spus, mie pot să-mi cânt din frunză, să cânta pe vremuri. Da, da, da. Dar asigură-mă că atunci când lauzi numele Domnului să coboară prezența lui Dumnezeu. Amin. Deci asta e. Deci cântările care după Revoluție erau noi, acum deja sunt cântări vechi. Da. Deja da. Nu-s mai cântări. Dacă îți aduci aminte ce se cânta la Bujoc, la tineret, perioada aia foarte bună, când erau sute de tineri, când ai fost lider de tineret la Bujoc și erau 4-500 de tineri, știu că odată la Bujoc, când au fost invitați, au fost 1000 și... Veneau, se umplea seala de tineri. Au fost, când și la balcon au fost arhiplini. Da, da. Erau cântări, atunci poate pentru generația de atunci li se părea cântări noi. Dar noi cântările alea le cântăm în biserică. Să cânta Spală-mi, Doamne, gândul. Da. Mergea foarte bine echipa de închinare atunci. Era Cosmin Blig. Era Văruto. Exact. Care Cosmin, care cânta foarte bun lider de închinare. Chicago și... acum mai era Silvia Sava, Ramona era Feliciu atunci, Ramona. Da, da. Cristi Gale era la org atunci, cumnatul tău era la proiectoare, dacă ți-a dat Dodi. Exact, percuția Dodi, era da, la. Da, da. Am avut o echipă foarte bună de închinare. Foarte bună. Da, da. Și acum mai cântam O inimă curată, Doamne, zidește-mi mine. Acum deja sunt cântări care le cântăm la program, care tinerii zic, bă, așa sunt cântări vechi. Yeah. Dar cântările trebuie să te ducă în prezența lui Dumnezeu. Cred că asta e cel mai important. Da, dar totuși trebuie păstrate anumite limite. Să nici nu mergem cu stilul prea lumesc, nici să mergem în partea aia spre populară, sau să fie o linie bisericească. Amin. Zic, știi, unele biserici au vrut tot mai mult, tot mai mult. Da. Da, discutam cu cineva zilele astea care... O studiat un pic chestia asta și o zis că totuși e bine ca să rămână. Cine pleacă la biserici foarte libertine, s-a făcut un sondaj și spun că în 10 ani doar 25% mai rămân, vor să se întoarcă la bisericile din care au plecat, dar cu răni foarte mari. Mm-hmm. 75% frecventează numai rar biserica. Sondajul s-a făcut pe America. Într-adevăr, și bunăstarea a făcut și asta, da. Foarte mult rău, biserici și moderne, și atunci oamenii, intrând două salarii mari într-o casă, merg foarte mult în city break-uri. Unde să mergem acum? Acum mergem aici. Peste două săptămâni mergem dincolo. La biserică peste săptămână nu prea se merge că oamenii lucrează. Da. Și atunci te trezești că ai rărit-o foarte mult. Și spunea el că o lăsat cumva așa la biserică, le-au trebuit niște beculețe pe scenă, o pus, după aia au văzut că sunt mai multe, după aia au vrut o cruce cu o lumină, după aia au fost mai multe lumini și tot așa. Și tot oamenii mă întreabă, n-ați că puneți o cruce și numai cu o lumină? Zice, da, dar asta de la telecomandă se mută în 10 lumini. Da. Cum e scena așa și nu-i lumină în biserică și... Totuși eu zic că trebuie păstrate anumite chestii. Să fie lumină, eu biserică, cred că biserica e biserică. Să fie trebuie biserică. Păstrată biserică, da. Și, ca și eu vin să mă închin acolo, n-am nimic altceva. Noi venim dintr-o biserică, amândoi ne-am format în biserica din Bujac. Venim dintr-o biserică în care există foarte multă cântare. E adevărat, există și loc de predică, dar e foarte multă cântare în biserica din Bujac. Avem 4 formații care cântă. Betlemu, ai cor, da? Deci da. E foarte clar că ți-ai păstrat într-o oarecare măsură linia în care tu te-ai format. Aici, eu am venit păstor în Melbourne, în Australia, acum 7 ani de zile. În același timp am fanfară, păstrez în continuare și țin la fanfară foarte mult, am cor, da? Am grupuri de tineri care conduc închinarea, pentru că m-am format într-un mod, nu le-a zice neapărat clasic, într-un mod bisericesc, da. Care cred că ajută foarte mult. Pe de o parte, slava Domnului se coboară în timpul cântărilor, iar oamenii se apropie tot mai mult de Dumnezeu. Da, și la cântările de cor. Am cântat și acum duminică, am slujit cu corul, o cântare am dirijat eu, unul dirijat semn, dar am proiectat cuvintele de la cor. Ca biserică, să cânte toată sala. Să poate să se închine cu noi. Și e foarte bine ca să ai și formații. Chiar dacă la o formație poate biserica să închină un pic mai greu ca și când cântă cineva și duce cântările cu toată biserica.
dar acolo slujesc adolescenți, acolo slujesc tinerii noștri, acolo slujesc copiii noștri, cum ar fi o fanfară sau o orchestră, da. Și ținem aproape, îi ținem implicați. Și învață să slujească. Învață slujirea. Asta e foarte important. De mici. Da. Și la școală, de exemplu, care au crescut în biserică, să miră profesorii mei toți la liceu de muzică, văd o diferență. Ei deja au început să cânte de mici, da. De la 3-4 ani când au început, deja au început să cânte. Ne-au văzut pe noi, cu noi, cântă cu, la grupa de la școală duminicală, intră în biserică, cântă. Pe când care nu au crescut într-un mediu bisericesc, ei atunci să lovesc prima oră, la 7 ani sau la 6 ani, când începe școala premergătoare, cu muzica. Da. Și atunci ăștia deja au puțin avans. Copiii, da, noștri. Îți formați deja, deja într-un fel. Cumva îți formați, îți într-un fel. Îți formați. Manu, dragă, ți-a fost treamă de întâlnirea asta, știu, dar te-ai descurcat, vreau să spun, foarte bine. Și mi-a plăcut felul în care ai prezentat, dezinvolt, sincer, apropiat, doritor să scoți în evidență valoarea închinării și a cântării în prezența lui Dumnezeu. Și asta e un lucru foarte important, pentru că eu cred că foarte multe lucruri în ultime vreme se diluează tot mai mult. Avem o Evanghelie tot mai ieftină. Și atunci dacă și Evanghelie e ieftină și închinare tot mai ieftină, cum ai zis, peste săptămână tot mai greu că se lucrează mult, când vine weekendul abia aștept să evadez undeva în natură și tot mai rar, tot mai rar în ceea ce privește părtășia și ceea ce este esențial, da? Se pierde tot mai mult. Deci, cred că o închinare de calitate, un mesaj de calitate îi determină pe oameni să caute tot mai mult prezența Domnului. Noi ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și a discuției. Ce proiecte ai de viitor? Acum ești în Australia, ai venit să slujești, ești aici la Melbourne, o să mai mergi și în Perth, apoi te întorci, având în vedere și familia și slujirea în care tu ești implicat, te vei întoarce înapoi. Totuși, ce proiecte ai în ceea ce privește slujirea? Fie vorbim de Betlehem, fie vorbim de evangelizări și de lucrare pe care o faci. Da, deci am avut o perioadă când am deschis Biserica Betlehem, acum tu știi, vreo 5 ani de zile, când m-am focalizat foarte mult pe Betlehem. Da. Am refuzat foarte multe evangelizări, foarte multe ieșiri afară din țară. Evangelizări acolo la noi în țară luam joi, vineri, deci lunea avem întâlnire, conducerea, comitet sau consiliu, marți acolo, miercuri rugăciune era la noi. Joi, vineri plecam la evangelizări și apoi sâmbătă, numai dacă era undeva mai aproape, nu puteam să iau departe, că nu mai mă încadram ca să fiu duminică la noi. Da. Deci a fost an, poate când am lipsit, poate 3 duminici de la noi, tot anul. Deci, și mă gândeam în perioada aia, oare o să mai mă cheme oamenii la evanghelizări sau Dumnezeu în slujire. Cunoscut, erai foarte cunoscut în țară. Da, dar am intrat, nu știu dacă chiar în anonimat, dar fiind tot la noi și refuzând foarte mult, m-am pus și semnul ăsta de întrebare, oare va trebui să rămân numai în Betlehem să slujesc sau o să încep să pot să mă duc. Și acum, de o perioadă încoace, deja anul ăsta am avut mai multe ieșiri afară, lucrurile s-au stabilizat la noi, sunt mai multe echipe de închinare, da, care pot să slujească, și echipa de tineret care merge foarte bine și acum deja lucrul ăsta îmi permite ca să mai pot pleca. Dar până nu s-or, lucrurile s-au stabilit, nu puteam pleca. Pentru că oamenii se leagă de oameni. Și atunci, că locul tău e acolo și nevoie de tine. Locul meu era acolo, trebuia să fiu acolo. Au fost momente grele la început. Când începeam la rugăciune peste săptămână, au fost, cred că de vreo 2-3 ori, când la surori a fost numai Andreea. Deci, puțin în biserică. Da. Da. Și trebuia să mă raportez ca și la o biserică mare. Da. Și frați și surori, ne bucurăm să fim împreună. Și era o singură soră. Da, și yeah. Da, a fost greu atunci, dar Dumnezeu a lucrat. Unde te regăsești mai mult, Manu? Te regăsești în slujitorul static, dirijor de cor, conducător de închinare, sau Manu Negrea, cântărețul evanghelist, care merge și slujește? Sau reușești să faci un echilibru între ele? Cum reușesc cumva un echilibru. Acum, în perioada asta, m-am regăsit foarte bine la noi. Și mă gândeam, oare o să mai dau randament în evanghelizări. Biserica o simțeam foarte aproape, prindeam evanghelizări, dar nu dădeam așa randament. Și de-aia și refuzat. Altă dată, pe vremea când mergeam la evanghelizări și am început să slujesc și Dumnezeu, eram ca o dinamită. Ajungeam într-o biserică
Și Dumnezeu mă folosea. Amin. Acum Dumnezeu m-a folosit o perioadă mai mult la Betlehem. Da. Și aveam o continuitate în ceea ce făceam și slujeam mult mai mult la biserica, mult mai ușor la biserica locală. Când începeam cântarea sau ceva, eram mult mai degajat. Sau m-am ieșit din mână cumva, nu știu cum să zic. Și atunci am rămas mult acasă. Acum de o perioadă încoace văd că Dumnezeu mă cheamă iară în slujire și la evanghelizări și dacă pot ajuta lucrarea și în direcția asta, o fac cu bucurie. Dar la Biserica Betleem rămân acolo, sunt disponibil pentru biserică. Și... Da, și departamentul important în care tu te implici și el. Acum, aș putea spune că într-un fel mă regăsesc în ceea ce tu spui. Eu am fost și eu, când am fost în țară, am păstorit Biserica Elim din Curtici și m-am simțit foarte bine, dar în același timp eram și foarte mult plecat. Chiar a avut eram o perioadă la... foarte bună, Biserica Elim din Curtici. Da. Perioada. Biserica Elim din Curtici a rămas o biserică de referință pentru mine, o biserică de suflet și aș putea spune că în mare măsură ceea ce se întâmplă astăzi m-a pregătit foarte mult Biserica Elim din Curtici. E adevărat, și slujirea din Biserica Gloria din Bujac și a avut un impact asupra formării mele. Dar a fost o perioadă în care mă regăseam, mi-aduc aminte, mă uit și acum, am aici la mine agenda de evanghelizări din România și uneori când mai caut printre schițe de predică, am găsit agenda. Am avut ani în care în februarie, din 28 de zile, 26 eram la evanghelizare. Da, știu. 26, seară de seară, seară de seară. Începeam undeva în decembrie evanghelizările și terminam în aprilie. Terminam, era foarte... mi-am dorit la un moment dat, plus că mai era o școală în care predam, seminarul teologic, facultatea după aceea. Toate au venit, a intrat și Israel, vizitele care le făceam și mă regăseam în ceea ce făceam. Am obosit la un moment dat, spun sincer, Manu. De aceea, atât de bine mi-a prins faptul că am putut să vin încoace și să mă așez și să pot să slujesc într-o singură biserică. E diferență. Da. La fel o simți și tu. Da. Ca evanghelist, ca și cântăreț. Te-ai dus, ai cântat, te-ai împachetat și ai plecat. Ca și lider de închinare într-o biserică, ești acolo. Aceiași oameni te văd, aceeași cântare. Da. O cânt și dimineața și seara, poate. Sau când e un pic mai greu. Deja e diferit. Da, diferit. Dar te formează mai bine. Da, și îți dă mai multă maturitate în lucrare. Da. Așa, de exemplu, la evanghelizări, îți cântări care prind, poți o cânti și astăzi și peste două zile și peste trei zile, pe când la biserica locală nu mai poți. La fel și la predică, să știi. Exact. E același lucru. Adică dacă eu aș predica dimineața o predică și seara aceeași predică, poate că m-ar accepta, dar și duminica viitoare aș veni cu aceeași predică. Zice, mă, frate, de asta nu mai știi altceva să predice. Da. E interesant lucrul acesta. Chiar am auzit acum o întâmplare. Cineva nu era mulțumit de păstor, că o zică 6 luni de zile o predica tot aceeași predică. Mm. Și o mers la cineva mai sus ca să raporteze la ceva, episcop sau ceva. Și o zis, dar ce-o predica duminică? Și ăștia, enorea și să. Ce-o predicat? Dar zice, tata, ai predicat, dar ce-o predicat? Uh-huh. Mă zice, nu știm. Păi zice, da, de ce te predica aceea? Că voi n-ați învățat-o. Zice, îl mai lăsăm că e bun. Mai încă jumătate de an. Da. Ok. Manu, mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp. Știu că tu numai, eu trebuie să le spun celor ce ne urmăresc, numai ce ai venit din România, când înregistrăm deja emisiunea aceasta, cu siguranță ești încă obosit, n-ai intrat în fusul orar de Australia. Eu apreciez foarte mult faptul că ți-ai făcut timp să fim. E primul tău podcast, e prima ta întâlnire. Încă o dată spun, te-ai descurcat foarte bine, să nu-ți fie problemă. Asta îmi dă curaj să mai fac poate încă una cu tine până pleci înapoi spre Perth. Eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult și să ne rugăm pentru tine. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc, frate Gabi. Apreciez și mă bucur să fim împreună. Slăvit să fie, Domnul. Dragii noștri, finalizăm aici discuția cu fratele Manu Negrea, unul din cei mai cunoscuți și apreciați cântăreți de muzică creștină, muzică religioasă, în mediul evanghelic din România și nu numai. Eu personal sunt deosebit de bucuros și onorat că l-am avut pe de o parte, în această emisiune pe care o realizăm, iată, de mai bine de 4 ani de zile, vreau să-i mulțumesc și lui Raul că și-a făcut timp să vină și să ne asiste, să ne înregistreze și apoi să pregătească emisiunea. Vor fi și melodii pe care Manu le interpretează cu atâta drag înaintea Domnului și pentru bucuria celor ce le ascultă.
Iar pe dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit și în această seară, vreau să vă mulțumesc din toată inima, vă rog să vă rugați și pentru noi, cei care realizăm emisiunea, și pentru Manu și lucrarea pe care o face acum în Australia, pentru fratele Cristi Boariul, care și el va sluji din cuvântul lui Dumnezeu, în toate numele Domnului să fie slăvit. Și Amin. Pe dumneavoastră, cei care ați urmărit, vă lăsăm în brațul sigur și atotputernic al Domnului și cu ajutorul Lui vrem să ne revedem cu dumneavoastră miercurea viitoare la emisiunea Unde ești, omule? Până atunci, pace și noapte bună! Chiar dacă aici ne despărțim, cu greu noi totuși acceptăm. Ne-om revedea nădăjduind și lăcrimând ne salutăm. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire. Aici jos, nici ranguri și nici bogății, doar bucuria în Hristos și a noastre sfinte părtășii. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire. Dor de aceea zi, când trâmbița va răsuna și când Iisus va reveni și-n stoluri ne va aduna. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire. Ne-om vedea la răpire, sus la marea întâlnire, îmbrăcați în nemurire, cu Iisus al nostru mire.